pentru să fim mai responsabili cu tot ce este în jurul nostru, să fim exact cum am fost și noi. Deci ai plecat la 14 ani, ai făcut o școală profesională, dacă noi continuam la un liceu, ai făcut la serală, ai făcut ce ai făcut, ai făcut ceva, deci și ai vrut să faci ceva pe pământul ăsta. Pe când acum, uite-te, stau tineri și te uiți, uite-te numai în jurul tău să vezi cât sunt care, în loc să muncească sau să dea cu o mătură, uite, să facă un pic de curățenie, uite ce e în jurul nostru. Deci mai bine preferă să ia o țigară pe care eu știu cum o fac și cum nu o fac și de unde o găsesc și ce fac cu ea. Nu știu, nu sunt adepta, vorbesc de țigările astea care sunt de actualitate sau nu am fost obișnuită, nu am fumat niciodată, deci nu am, că nu că n-aș fi putut, că m-am născut într-o familie unde fuma taică-miu și două pachete de țigări la zi, pe vremea aceea naționale și mărășești care erau. Noi fugeam afară că nu sufeream mirosul. Poate și asta ne-a determinat să ne depărtăm puțin de... Maria crede că ne îndreptăm către un drum fără ieșire. Dacă tinerii nu se trezesc, crede timișoreanca, vom ajunge foarte rău. Aceasta pune sub lupă și consumul de substanțe interzise, care a luat amploare în rândul adolescenților. Maria trage un semnal de alarmă și în ceea ce privește numărul mare de divorțuri în rândul cuplurilor tinere. Să punem mâna, să fim responsabili, chiar dacă o bună parte din țara asta nu ne mai aparține nouă, că putem să spunem că o parte e dată la austrieci, o parte au luat-o italienii, cealaltă parte o mai pus mâna și alții, dar trebuie să fim responsabili cu ceea ce avem și să ne gândim că dacă nu vom contribui și nu vom face ceva, păcat. Vedeți, natalitatea scade, copiii nu se mai nasc, oamenii se căsătoresc destul de târziu, că căsătorile nu mai au stabilitate și sudabilitate, cum era pe vremea noastră, că mai bine, mai cu bine, mai cu rău, dar o duceai, creșteai copiii. De ce credeți că se reduce atât de ușor acum astăzi? Știți de ce? Tatăl meu vrea să fie independent. Și atâta timp când zice, păi eu muncesc la fel ca tine, a, mai ai și pretenții să mai fac în plus în casă? Nu. Păi muncesc ca tine și aștept și eu să o duc mult mai bine decât tine sau să fiu întreținută. Și atunci preferă mai bine fiecare pe contul său propriu și cam puțin statutul acesta de familie fericită o cam decăzut. Sincer vă spun. Deci mă uit în jurul meu atâtea cunoștințe care s-au căsătorit din dragoste și de fapt au ajuns să divorțeze rapid. Și fără motive chiar așa bine întemeiate, că nu-i mai place așa, că nu-i place așa, că nu-i place, eu știu cum se comportă el. Păi în viață nu toată ziua este numai soare. Bine și ploaia și furtuna. Maria consideră că tinerii sunt viitorul și trebuie să fie repuși pe o linie dreaptă.